Zi de zi, femei din județul Botoșani trăiesc o traumă profundă. Trăiesc alături de abuzatori care le oferă, în loc de protecție și iubire, umilințe și durere. Fenomenul violenței în familie reprezintă o realitate cruntă, prezentă și în statisticile Inspectoratului Județean de Poliție. În doar 11 luni, anul trecut, au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de violență domestică. În perioada ianuarie-noiembrie 2020, la nivelul IPJ Botoșani s-au înregistrat 1001 infracțiuni de violență în familie, dintre care 4 infracțiuni sunt sub forma omorului, 3 sub forma tentativei de omor și 634 sub forma infracțiunii de loviri sau alte violențe. Chiar și așa, statisticile nu reflectă în totalitate realitatea din multe familii botoșenene. Mai ales în anul pandemiei, recunosc și specialiștii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Având în vedere anul special 2020 cu pandemia, nu putem ști și nu știu dacă vom ști vreodată câte cazuri de violență, câtă suferință a fost între cei patru pereți ai unei persoane care a fost victima violenței și care a fost supusă la tăcere, având în vedere contextul social și psihologic de anul trecut. Culmea, majoritatea femeilor abuzate în mediul rural, mai ales, refuză să-și reclame partenerii sau să încerce să iasă din mediul abuziv. Chiar și în situațiile de criză maximă, când ajung în instituțiile de protecție ale statului, femeile abuzate se întorc la partenerii agresivi. Pentru că aceste situații sunt doar cele sesizate pe de o parte de către colegii noștri de la primării, din cadrul unităților administrative teritoriale. Sunt cazuri în care ele nu ar fi vorbit de bunăvoie. Așa este și sunt cazuri sesizate de către rude, aparținători sau cazuri sesizate chiar de către victime care au reușit să iasă din acest lanț al violenței, să rupă tăcerea și să solicite sprijin. Parte dintre ele, cu sprijinul nostru, cu sprijinul programelor de consiliere psihologică la care au participat, au reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect de a ieși definitiv în acest lanț, însă, din păcate, o parte s-au întors înapoi acasă în același mediu abuziv și a perpetuat abuzul alături de același partener. Iar motivele sunt absolut halucinante. Multe femei din mediul rural ajung dependente, în special economic, de concubini sau soți. Și asta în condițiile în care multe încep aceste relații în perioada adolescenței și ajung mame la 15-16 ani. Nu au o meserie, nu au școală și implicit nu se pot întreține. Mai mult decât atât, trăiesc în familii unde violența domestică reprezintă ceva obișnuit. Pe de o parte există dependența de agresor, deci în timp se creează o dependență de agresor, victima se simte neputincioasă, se simte incapabilă de a face față singură într-un nou proiect de viață fără partenerul agresiv și atunci se întorc acasă. Din păcate, acele femei sunt fetele care au trăit alături de un tată agresiv, au văzut acest exemplu, au trăit cu violența în primii ani de viață, în copilăria lor, în adolescența lor și consideră în momentul în care intră într-o relație cu un bărbat agresiv, nici nu au alt exemplu de viață. Consideră că așa este firesc. Chiar au spus, am avut situații în care au spus aici, păi așa am văzut și acasă, și la bunica, și la mama. Poate fi și altfel? Eu nu știu că poate fi și alt mod de viață. Specialiștii în protecția socială spun că printre cauzele cele mai frecvente ale violenței în familie sunt consumul de alcool și sărăcia. Dacă e să vorbim de o cauză principală este consumul de alcool la aceste situații pe care le-am avut noi în anii trecuți. Apoi putem vorbi o a doua cauză, gelozia, infidelitatea și în final situația materială precară sau incapacitatea partenerilor de viață de a gestiona o situație de criză în spațiu conjugal, în mediul familial. Traume nerezolvate din primii ani de viață, vorbind aici la abuzatori, cei care ajung să-și abuzeze partenerii de viață, partenerele de viață, proprii copii. Deci este multă suferință perpetuată în timp, transmisă din generație în generație. Tocmai din cauza acestei realități crunte a violenței în familie, reprezentanții DGASPC au accesat un proiect prin care să pună la dispoziția femeilor abuzate un mediu protejat, dar și consiliere. DGASPC implementează
de 13 luni încoace, un proiect care de fapt are ca și solicitant ANESU, Agenția Națională de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Proiectul se numește Venus împreună pentru o viață în siguranță și adresează cazuistica referitoare la violența în familie. În cadrul acestui proiect, în cursul anului 2020, am creat o locuință protejată cu o capacitate de 6 locuri care se adresează victimelor violenței în familie și de asemenea 2 servicii de consiliere și suport, un serviciu de consiliere psihologică, respectiv un serviciu de consiliere vocațională. Din păcate, așa cum arată mulți specialiști, fără psihoterapie, atât pentru persoanele abuzate, cât și pentru agresor, situația nu se va schimba niciodată. Mai precis, fără servicii gratuite oferite de stat, cu precădere, acestor persoane. La final, vă lăsăm să ascultați mărturia unei femei de 41 de ani, cu 4 copii, abuzată de un concubin brutal. Vă avertizăm, urmează conținut cu un impact emoțional puternic. Când mi-au dat niște picioare în spate, 2 picioare, eram gata să mă duc la pământ. Băiatul de 6 ani a văzut. Tot cu aia mare, nici nu vă mai spun. Dat în drânsa. O dat-o ceru bani pentru școală și nu vreau să-i dea și o pocnit, o dat iar la fel. Mai grav, eu dat cu bișușca, mai multe probleme. Din cauza lui, cu violență. Mai sări la scandal, mai sări la gălăgie, de când a venit mama lui. Ies să baga, cheltuiesc, fac prea mult pentru copii. Cu o lună în urmă l-a rugat să luăm o sobă în cameră. Și el nu vrea să contribuie deloc. O zis că nu, lui nu-i trebuie. S-a separat într-o bucătărie la graj și acolo și era o sobă de la bătrâni acolo, de la părinții lui soacra mea și acolo locuiesc singur. La cald. Și dumneavoastră cu copiii? Da, eu cu dâns în cameră, mi-am dat cu vară în cameră, acolo camera 4x4. În bucătărie, însă nu m-au primit cu cădița să spăl pe ăștia mici. Am făcut acolo și ușa, era un gemuleț la ușă spart, am pus-o pătru în ușă. Și așa i-am băit. Și a doua zi, o răcit. Că am făcut baie pe cap